Salutare toată lumea și bun venit la un episod de pe acest canal. Precum vedeți, am despărțit cotețul. Aici sunt masculi, numai masculi, și acolo sunt numai femele. Bine, mai am doi masculi de curcani și cu masculul ăla alb, dar trebuie să-l mut. Și mai am încă un mascul cu ouă și masculul ăla pentru că are puiul ăla. Aici am un negru. Da, deci în episodul de astăzi vreau să vă spun că mi-am făcut un canal cu animale, adică găinii, alte animale, în afară de porumbei. Și vă rog frumos să mergeți să vă abonați și acolo, să strângeți acolo un număr mare. Când vă strânge acolo 30 de abonați, o să fac promovări pe acest canal. Deci da, în rest nu prea am ce să vă arăt, doar porumbei. Stau puțin așa mai zgribulis că e frig. Sunt, cred că, 3 grade sau 4. Un frig. Jucătorii ăștia stau mai așa, dar nu știu de ce. Apa, uite, ți-a făcut baie, trebuie să le schimb. Să le pun apă curată. Deci da, haideți să revenim și în partea cealaltă. Am revenit aici la femele. Mai sunt și pe aici. De afară câteva. Și pe aici. Deci aici mai am doar puiul ăsta. Tata, așa să-l dau aici, așa să-l vedeți. Este foarte gras pentru un pui de iarnă, că este aproape iarnă. Aceasta este mama lui și tatăl lui este tot un căpăcic. Aici am două femele. O femeie de 2014. Achiziționată de la om. Și mama aici o femeie cu niște ouă care cred că o să le arunc în frumos. Nu cred că o să le țin. Aici avem masculul de curcan de anul ăsta. Da, și cam atât cu episodul acesta. Nu uitați să dați un like, să vă abonați și să vă abonați și la canalul cu animale și păsări, care se numește Ferma lui Alex. O să vă las linkul în descriere. Până data viitoare, pa, pa!